Salut, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod foarte interesant aici pe canalul Credința pentru Toți. Fiindcă se apropie cu repeziciune momentul în care trebuie să începem răsadurile pentru grădină, m-am gândit să fac și eu un episod despre acest subiect. Haideți să vedem de ce ar trebui să facem noi propriile noastre răsaduri, de ce ar trebui să le începem noi și primul motiv ar fi pentru că putem să alegem solurile pe care noi le dorim. Deci ăsta ar fi primul motiv. Putem să alegem solurile pe care noi le dorim și putem să le creștem noi. Nu ți s-a întâmplat niciodată, nu vi s-a întâmplat niciodată ca să cumpărați din piață răsaduri și când ajungeți să culegeți roadele să vă dați seama că de fapt e un alt soi decât ceea ce ați crezut că cumpărați? Mie, sincer, mi s-a întâmplat și am fost tare dezamăgit când chestia asta s-a întâmplat. Deci ăsta ar fi primul motiv. Eu pot să cresc soiurile pe care eu le doresc și pot să fiu sigur că ceea ce semăn, dacă cumpăr semințe de la o companie respectabilă, pot să fiu sigur că ceea ce semăn, aia va și crește și soiul acela îl voi și culege. Al doilea motiv este fiindcă în piață se găsesc diferite răsaduri. Dar să fiu sincer, majoritatea dintre ele sunt tratate chimic și sunt ajutate cu îngrășăminte chimice ca să ajungă până în starea în care eu să le cumpăr și să le pun în grădină. Săracele plante sunt așa de anabolizate, între ghilimele, că în momentul în care eu le pun în grădină și, bineînțeles, eu nefolosind îngrășăminte chimice, ele suferă foarte mult și se adaptează foarte mult. Se adaptează foarte greu la noile condiții de grădină bio, de creștere cu compost și nimic mai mult. De aceea e mult mai bine să le începi tu, fiindcă tu când le începi, le hrănești cu chestii bio, le hrănești cu chestii naturale. Eu, sincer, nu le hrănesc mai mult decât compostul pe care l-am cumpărat, pământul pentru răsadul pe care l-am cumpărat, nu le mai adaug nimic, niciun îngrășământ chimic. Și mă asigur că plantele sunt pregătite din punct de vedere al creșterii pe când eu le voi pune în grădină. Asta a fost al doilea motiv. Faptul că noi putem să controlăm ceea ce intră în plantele noastre și nu le cumpărăm anabolizate. Al treilea motiv, și acesta este un motiv așa, mai mult pentru cei care sunt la buget și nu e rușine să fii la buget, până la urmă toți muncim pentru bani și avem nevoie de bani. Al treilea motiv ar fi pentru că este mai ieftin să îți crești singur răsadurile decât să le cumperi. De cele mai multe ori, în piață sunt destul de scumpe, mai ales dacă încerci să le cumperi cât mai devreme pentru a le folosi cât mai devreme în grădina ta, se găsesc destul de scump. Așa, tu, făcându-ți propriile răsaduri, ești mai ieftin. Astea ar fi cele trei motive principale. Cele mai dese greșeli pe care le-am observat că le fac cu oamenii care își cresc propriile răsaduri singuri este că se grăbesc. Se prea grăbesc. Ideal, răsadurile, și aici nu contează că vorbim despre roșii, ardei, vinete, ele ar trebui începute după mijlocul lunii martie. Știu că pentru unii pare un termen, mijlocul lunii, nu-i cam târziu, vă întrebați. Nu e cam târziu. Și vă spun și de ce. Dacă le începeți mai devreme, o să aibă o perioadă prea lungă de stat în casă. Și în momentul în care dumneavoastră veți încerca să le adaptați cu condițiile de afară, nu veți avea un task foarte ușor, un job foarte ușor. Cu cât stau mai mult în casă, cu atât e mai greu să le obișnuiți cu noile condiții de afară. În general, răsadurile au nevoie să stea 6 săptămâni în casă, nu mai mult. Deci dacă le începeți la mijlocul lunii martie, până la 1 mai, sau după 1 mai când ar trebui să le scoatem în grădină, e îndeajuns de mult timp. Și dacă le scoateți după 1 mai, fiindcă, sincer, se poate întâmpla ca să mai fie înghețuri și la 1 mai. Au fost ani în zona mea în care s-a întâmplat chestia asta. Puteți aștepta și după 1 mai. Și nu vă îngrijorați dacă cumva scoateți răsadurile în grădină și să zicem în 5-10 mai.
Credeți-mă, ele recuperează intervalul pierdut față de cei care le-au pus în grădină la 1 mai. Nu e nici cea mai mică problemă. Roșiile recuperează, ardeii recuperează, vinetele recuperează perioada asta. Deci nu vă grăbiți să puneți prea repede presadurile în grădină. Mie mi s-a întâmplat să greșesc, să forțez primăvara, cum se spune. Le-am pus prea devreme și au venit înghețuri. Și dacă n-au venit înghețuri, în anumit an, atât de umedă a fost vremea, deci s-au umplut toate roșiile mele de mană. Așa că începeți după, cam la mijlocul lunii martie, începeți răsadurile, nu mai devreme. Repet, nu contează că e vânătă, că e roșie, că e ardei, nu contează. Începeți-le după mijlocul lunii martie și nu mai devreme. Eu o să încep acum niște răsaduri, dar menționez că nu le încep pentru grădină, le încep pentru solariu. Și dacă le încep pentru solariu, pot să le încep încă de acum. Dar dacă aș începe pentru grădină, și o să încep și răsaduri pentru grădină, să le încep de la mijlocul lunii martie. Deci cam asta este cu când să începem răsadul, când să începem să semănăm efectiv. Bun, acum haideți să vedem de ce avem nevoie pentru a ne produce singur răsadurile în casă. Vorbim prima dată efectiv despre de ce avem voie ca să semănăm semințele și apoi o să vorbim despre lumină, temperatură și umiditate. În primul rând avem nevoie de pământ pentru răsaduri. Eu am luat acest pământ pentru răsaduri, vedeți că scrie aici, de la un magazin mare de bricolaje, scrie formulă exclusivă, germinare sigură, creștere puternică, absorpție optimă a apei. Practic asta dorim când ne uităm pentru un pământ pentru răsaduri, ca să aibă absorție optimă a apei, să fie pământul permeabil, să nu fie foarte greu, să fie afunat. Acum, sincer să vă spun, sunt o grămadă de tipuri de substraturi, de compost pentru răsaduri, tot felul, piața e plină de așa ceva, puteți să faceți și dumneavoastră singur dacă doriți. Eu, sincer, anul trecut mi-am făcut singur mixul, foarte ieftin și cu germinare de, să zic eu, aproape 100%. Am folosit turbă horticulă amestecată cu pământ normal de flori, turba pentru a afâna pământul și a ieșit super, germinare aproape 100%. Anul ăsta am zis să încerc altceva, să nu mai amestec eu, să nu mai fac mizerie prin apartament. Am luat direct pământ pentru răsaduri, doar trebuie să-l pun în alveole și e gata. Deci, prima oară pământ, a doua oară semințe. Eu de data asta semăn trei soiuri de roșii. Semințele ar fi bine să fie cât mai naturale, să nu fie organisme modificate genetic, să nu fie tratate dacă se poate, să mergeți pe cât se poate de natural, să fie soiuri, important să fie soiuri, să nu fie hibrizi. Sincer, mie îmi place să cultiv soiuri, fiindcă odată cu ele aduc moștenire genetică și poți să și salvezi semințele, să nu mai cumpere an de an semințe de la mari producători. Sunt o grămadă de locuri de unde puteți să luați semințe, ba din magazine de bricolaje, ba chiar din Lidl, Kaufland, am văzut că sunt o grămadă de semințe. Doar să țineți cont de ce am zis eu mai devreme, să nu fie tratate, să nu fie organisme modificate genetic și preferabil pentru noi, cei care facem asta din hobby, să luăm soiuri, nu hibrizi. Am înțeles, pentru mari producători să iei hibrizi e ok, fiindcă ai nevoie de anumite caracteristici în soiurile tale și nu-ți permiți să dai greș cu soiul și atunci tu... Dar pentru noi, fiindcă vrem să facem asta din pasiune și să consumăm cât mai natural, ar fi bine să luăm soiuri. Bun, destul despre semințe. Al treilea lucru, tăvi alveolare. Ce să spun despre tăvi alveolare? Eu le-am luat de pe un magazin online. Cred că m-a costat 2 lei bucata, deci foarte ieftin. Și observați că e o tavă alveolară cu un diametru foarte mare, de 6 cm. Ai putea să-mi spui, mamă, dar de ce e așa de mare? Păi să vă spun un lucru. Dacă luați tăvi alveolare așa de mari, nu mai trebuie să faceți repicarea. Deci faceți o operație mai puțin. Că dacă le-ați fi început semințele într-o tavă alveolară mai mică, cu un diametru mai mic, trebuia să le răpicați înainte să le scoateți afară în grădină. Așa, eu le încep direct în tăvile alveolare, nu mai fac repicarea,
o să le mut direct în grădină în momentul în care e momentul să le mut în grădină. Bine, în cazul meu, în solar, fiindcă v-am zis că eu încep aceste semințe așa de vreme pentru a le pune în solar. Deci pământ, semințe, tăvi, alveolare. Bun, haideți să vorbim acum despre condițiile de mediu, să zic așa, condițiile ambientale pentru răsadurile noastre. Hai să începem cu lumina. Ideal, plantele au nevoie de lumină cât mai puternică, de aceea ar fi bine să le puneți într-o cameră cu expunere spre sud. Asta ar fi ideal. Bineînțeles, eu aici vorbesc despre creșterea cu lumină naturală. Eu nu am crescut și nu cresc răsaduri cu lămpi special pentru creșterea răsadurilor. Eu n-am folosit lămpi sau becuri speciale pentru creșterea răsadurilor. Eu vorbesc acum despre creșterea răsadurilor în mod natural, la lumină naturală. Deci, depus răsadurile într-o cameră cu expunere sudică. Eu o să vă arăt imediat unde le pun eu, cum am făcut, cum am amenajat zona, cât de mult soare au, fiindcă sunt pe expunere sudică și vă arăt pas cu pas ce urmează să fac cu ele când le seamăn și unde le pun. Deci lumină, expunere sudică, temperatură. În general, răsadurile, acum nu contează că vorbim despre, bineînțeles, sunt mici variații între tipuri de plante, dar în general răsadurile germinează între 22 și 26 de grade. Deci 22 și 26 de grade germinează răsadurile. După ce acestea au germinat, e nevoie ca să faceți o diferență între zi și noapte. În sensul în care ziua să păstrați 22 de grade, iar noaptea să le duceți ori într-o cameră în care să fie cu 4 grade mai puțin, ori, cum o să vedeți că fac eu, eu am calorifere cu termostat și o să reduc caloriferul pe o temperatură mai mică în camera unde, în sufragerie unde să țină răsadurile. Deci temperatura pentru germinare 22 de grade, între 22 și 26, după aceea le ținem la 22 ziua, le ținem la 18 grade noaptea, fiindcă e important ca planta să cunoască diferența între noapte și zi, când vine vorba și de temperatură, dar și de lumină. De aceea, dacă creșteți natural plantele, noaptea va fi, bineînțeles, întuneric și temperatura mai redusă. Cu udatul. Să vorbim un pic despre udat. Cel mai indicat ar fi să nu udați plantele pe pământ până nu au germinat. Cel mai indicat ar fi ca să aveți, cum am eu aici, tăvița alveolară cu un suport și să turnați apă în suport, nu direct pe pământ. Și automat pământul se va hidrata cât are nevoie din apa pe care dumneavoastră o să o puneți în tăviță, în suport. Apoi, ulterior, după ce plantele au germinat și s-au întărit, puteți să udați și pe pământ. Dar nu-i nicio problemă dacă continuați să udați în tăviță și pământul să se hidrateze cât are nevoie. Așa e cel mai indicat să procedați cu udatul. Bun, am vorbit despre lumină. Umiditate. Să vorbim un pic și despre umiditate. În general, plantele au nevoie de umiditate peste 50%. Nu prea e voie să avem sub 50%. Puteți să reglați umiditatea folosind un umidificator. Se poate folosi un umidificator sau puteți să folosiți și... am văzut că există recipiente din acelea care se pun pe calorifer și apa evaporă și umezește camera. Deci neapărat peste 50% să fie umiditatea din ce am observat eu. Acum, dacă într-o zi e mai puțin, nu e nicio problemă, dar în general peste 50% să încercați să mențineți în camera unde țineți plantele, să mențineți umiditatea. În cât timp germinează plantele? Repet, asta contează, sunt mici diferențe de la tip de plantă la tip de plantă, dar în general răsadurile, și în cazul ăsta să vin cu exemplul roșilor, germinează în aproximativ 7 zile. De 7 zile
trebuie să așteptăm ca răsadurile să germineze. Cu astea fiind spuse, haide să vă arăt cum pregătesc eu și cum semăn eu răsadurile mele în alveole. Hai să trecem la treabă, hai să grădinărim. Bun, deci am umplut tăvița cu pământ. Pământ din acesta de care v-am arătat mai devreme, pământ pentru răsaduri. E un pământ, să știți, foarte, foarte bun, foarte afunat la atingere. Foarte, foarte bun pământul ăsta. Acum eu nu fac reclamă, că e prima oară când îl folosesc, dar așa la atingere e super. Hai să vedem cum am procedat. Deci după ce am umplut alveolele cu pământ, luăm așa un creon și facem în fiecare alveolă așa, un locaș pe mijloc de vreo 2-3 cm. Și facem așa în fiecare alveolă. Bun. Haideți să nu vă mai țin. Iau primul soi de tomate, un soi american. Se numește Brandywine. Cer scuze pentru lumină, dar e cam însorit afară. Și o să semăn 5 alveole din acest soi. Ok. Ce-au sămânța și arunc în fiecare alveolă, în locașul pe care l-am creat cu creonul. Ca să fiu sigur că am o germinare, adică că voi avea câte o plantă în fiecare alveolă, mai pun câte o semință. Pun două. Fiindcă am din acest soi destule și îmi permit. Bun. După ce am plasat semințele în locașuri, pur și simplu cu degetul venim și astupăm. Ca să știu ce soi am pus, am așa niște bețișoare de înghețate, le-am cumpărat de pe internet și scriu pe ele soiul cu un pix sau cu un marker, depinde ce aveți. Asta e Brandywine, nu? Și pun în dreptul rândului pe care l-am făcut să știu ce soi am. Brandywine. Continui cu celelalte și revin când le-am pe toate umplute. Am terminat de semănat, după cum se poate vedea, tot. Am semănat 3 soiuri de roșii și am semănat și un singur rând de castraveți pentru solar. Fiindcă eu am un solar foarte mic, mai bine zis, nu cred că e un solar, e un tunel și nu am foarte mult spațiu. După ce am semănat, cum ziceam, venim cu apa. Apa nu o dăm direct pe alveole, o dăm aici în tăviță și în tăviță pământul își va lua câtă apă are nevoie. Așa, fiecare alveolă ajunge la apă. Deci observați, eu sunt la etajul 3, la bloc, și uitați-vă cât de mult soare poate să primească pe acest pult aceste răsaduri. Deci sunt pe sud și în locația de aici eu le voi ține și cu siguranță le va merge foarte bine, fiindcă au soare, au căldură, au tot ce le trebuie.
Temperatura le-a fost setată pe 22,5, ceea ce este îndeajuns pentru germinare. Dragilor, acum nu rămâne decât să așteptăm ca semințele noastre să germineze și să ne producă niște răsaduri minunate. Dacă vrei să vezi ce se întâmplă în continuare cu aceste răsaduri și să mă urmărești pe mine creând astfel de episoade în continuare, te rog nu uita să te abonezi la canalul meu, apasă butonul de notificare, dă-mi un like la video și share-uiește și cu prietenii tăi. Te rog foarte mult, fac aceste lucruri ca să susții canalul meu și ca să vezi în continuare multe videouri interesante din acestea. O zi bună îți doresc, ciao!